Accidentul s-a produs pe drumul național 72A, pe raza localității Malu cu Flori. Conducătorul tirului nu are nici el mai mult de 21 de ani și se pare că era la prima cursă pe care o efectua la volanul unui autovehicul de mare tonaj. Greșeala pe care a comis-o a dus la pierderea unei vieți omenești. Într-o curbă, nu a adaptat viteza de deplasare, a pătruns pe contrasens și a lovit autoturismul condus de băiatul de 22 de ani din Malu cu Flori. În zadar au încercat medicii să-l resusciteze, nu au mai putut face nimic pentru tânăr. Acum trupul bărbatului va fi preluat de o mașină de la medicina legală în vederea efectuării necropsiei. Victima a prezentat leziuni incompatibile cu supraviețuirea după încercări de aproximativ 35 de minute. Încercările manevrele de resuscitare, am constatat decesul. În momentul ajungerii la locul intervenției am găsit un pacient încarcerat, șoferul, un speță șoferul. Șoferul tirului se afla și el în stare de șoc după ce și-a dat seama că tânărul pe care l-a accidentat și-a pierdut viața. Testat cu aparatul de tirotest, rezultatul a indicat că nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. M-am întors, am văzut ce s-a întâmplat și m-am întors. Ce era să fac? Aveau viteză? Tirul, da, m-a depus și pe mine, m-a dat la o parte. Avea viteză. Nu știu cât avea aici, dar avea viteză. Am sunat la salvare de cât am făcut. Șoferul tirului este acum cercetat de poliție sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. S-a produs un accident de circulație, în urma căruia conducătorul unui autoturism a decedat. Din primele verificări, se pare că drept cauză a producerii accidentului este neadaptarea vitezei la condițiile de drum în curbă. În urma producerii accidentului de circulație, traficul rutier a fost paralizat pe drumul național 72A Târgoviște-Câmpulung mai bine de 2 ore, formându-se o coadă de sute de autoturisme.